Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la o nouă campanie online pe site-ul editurii Herald în cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Vorbim despre o nouă campanie, pentru dumneavoastră, campanie intitulată Cum ne ajută știința? Campanie în care veți găsi pe site-ul editurii Herald foarte multe titluri din colecția Matesis, colecția de știință, dar și din colecția Cogito despre filozofia științei. Astăzi vorbim împreună cu Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică, despre sau pe marginea unei cărți recomandată de editura Herald. O putem prezenta și ca noutate editorială, pentru că iată, s-a reeditat cartea Cosmos a lui Carl Sagan în colecția Matesis a editurii Herald. Știința poate oferi răspunsuri la problemele fundamentale, cât și soluții la problemele noastre de zi cu zi, îmbogățind modul în care înțelegem universul și ne percepem pe noi înșine. Știința a avut o contribuție esențială de-a lungul istoriei umanității la evoluția societății omenești, prin cunoaștere și a dus la îmbunătățirea educației și a calității vieții. Dar ce este mai exact știința și cum facem diferența dintre știință și pseudoștiință? De ce este știința bună și interesantă pentru tineri și de ce vrem să o promovăm în rândul tinerilor? Cu siguranță este mai mult decât o simplă bază de informație, am putea să-i spunem. Este un mod de gândire și o strategie pentru a căpăta o mai bună înțelegere a lumii și a substratului din care suntem făcuți. Așadar, în perioada 28 august 3 septembrie vă așteptăm în cadrul acestei frumoase campanii despre cărțile de știință și astăzi, cum spuneam, este alături de noi domnul Cristian Român, senior editor revista Știință și Tehnică. Aș vrea să începem discuția noastră de la importanța științe, așa cum spuneam puțin mai devreme, de a o promova rândul tinerilor, cărțile de popularizare a științei, de a face diferența aceasta dintre știință și pseudoștiință și, de asemenea, vorbind despre importanța acestei personalități cu totul și cu totul excepționale din domeniul științei, Carl Sagan, și despre această carte superbă, Cosmos. Da, întâi permiteți-mi să-i salut pe cei care ne privesc, ca onoare să vă salut, dragi prieteni. Carl Sagan spunea, are el un motto foarte frumos într-una din cărțile sale, că întreaga civilizație umană se bazează pe știință și pe tehnologie. Se întâmplă că în ultima vreme, continuă el, facem ca știința și tehnologia să fie cât mai puțin înțeleasă de către omul obișnuit. Asta este rețeta, sau să zic eu, este clar rețeta care ne va duce către distrugere, către dispariția civilizației umane. Bine, Carl Sagan era îngrijorat, cum și eu sunt îngrijorat în ceea ce privește știința și popularizarea ei. E de ajuns să dați drumul la televizor sau intrați pe paginile voastre de Facebook și veți vedea că știința este foarte puțin reprezentată. În schimb, ceea ce poartă numele de pseudoștiință, pseudoștiință despre care Carl Sagan vorbește într-o altă carte a sa, care ați editat-o dumneavoastră, în care știința Candelă în Întuneric, dacă nu mă știu, se numește, în care chiar dezbate problemele pseudoștiinței. Este o problemă în zilele noastre. Nu știu cum se întâmplă. Pseudoștiința are succes mult mai mare la publicul larg. Mă uit, vorbind acum de Facebook, de exemplu, mă uit câte like-uri au știrile postate de către NASA pe site-ul lor. Și văd acolo un număr relativ mic de like-uri raportat la tot soiul de postări de pe niște site-uri din acelea conspiraționiste, antivacciniste și așa mai departe. Este o problemă. Iar Carl Sagan
prin această carte a lui, aduce o, cum să zic eu, un pic de lumină. El, în cartea Cosmos, arată cum gândește omul de știință. Cartea este extraordinar de bine structurată, începe cu filozofia greacă, pe urmă cu istoria științei, cu... are și un capitol dedicat pseudoștiințe, dar mă rog, acela e mai puțin semnificativ în decursul, în evoluția cărții și el explică nevoia noastră de știință. Cred, îndrăzesc să cred că avem în instinctul nostru fundamental, în produs, rezultat al evoluției omului, dorința aceea de a cunoaște, dorința de a vedea ce este dincolo de dealul ăla, de muntele ăla, de marea aia. Gândiți-vă, oamenii au luat în stăpânire întreg pământul cu mult înainte ca tehnologiile să devină extrem de avansate. Polinezienii mergeau mii de mile marine pe Oceanul Pacific pentru a ajunge la o insulă care să o poată locui. Neștiind că acea insulă există. Ei o căutau. Este în gena noastră. Iar povestea științei, povestea evoluției științei, Sagan o scrie extraordinar de bine. Este printre primii care, printre primii popularizatori de știință, care au dat și cumva o dimensiune poetică cunoașterii științifice. Când afirmă el că suntem pulbere de stele, ăsta este adevărul, ăsta este un adevăr științific. Dar, vedeți, are o nuanță poetică. Suntem pulbere de stele, noi suntem rămășițe de stele, suntem făcuți din materie stelară. Iar asta ne dă de gândit. Apoi mai are și o metaforă foarte frumoasă, o alegorie foarte frumoasă, atunci când spune că noi trăim pe țărmul oceanului cosmic. De fapt, noi trăim la marginea cosmosului. Noi, în fața noastră, în fiecare moment în care ne uităm spre cer, vedem cosmosul. Este oceanul care se întinde și oceanul pe care trebuie să îl cucerim. Deocamdată îl cucerim cu ajutorul științei, începem să înțelegem cum funcționează diferitele tipuri de stele. Începem să înțelegem evoluția Universului, cum a apărut Universul. Începem să înțelegem mecanismele fundamentale care guvernează Universul. Iar descifrarea acestor mecanisme este extraordinar de bine explicată de Sagan în cartea lui Cosmos, o carte despre care drăznesc să zic că n-ar trebui să lipsească din absolut nicio bibliotecă. Chiar dacă ești mai apropiat de muzică, litere, arte și așa mai departe și n-ai nici cea mai mică afinitate în ceea ce privește știința, cartea asta poate fi citită. Nu trebuie să știi matematică, nu trebuie să știi fizică. Carl Sagan povestește și o face extraordinar de frumos. Când am citit prima dată cartea, practic n-am lăsat-o din mână. A fost printre cele câteva cărți care nu le-am lăsat din mână. Dacă îmi fac eu socoteala bună, toate cărțile scrise de Sagan, când m-am apucat să le citesc, nu le-am mai putut lăsa din mână, pentru că are acel chelcășoz, acel ceva minunat în scritura sa, care te face să îl citești fără întrerupere. Este o carte formidabilă și n-am mai multe cuvinte a spune. La fel formidabilă ca știința, de fapt. Mă gândesc că felul în care transmitem și mai ales tinerilor acest mesaj, să spunem, încurajator de a descoperi, de a merge pe ideea aceasta de curiozitate în ceea ce privește știința, este important. Și cumva, când povesteați puțin mai devreme despre pseudoștiință și despre tot felul de teorii conspiraționiste, oare au acestea, spre deosebire de știință, care are totuși partea ei de exactitate,
pare pseudoștiința mai poate să stârnească anumite curiozități sau pare mai, încerc să găsesc acum un cuvânt care îmi vine din cumva și din partea, să spunem, mass mediei și a televiziunilor și așa mai departe. Are pseudoștiința caracterul acesta de wow, de extraordinar, de știrist, de, da, în care vorbim despre lucruri, de cele mai multe ori genul acesta de știri sunt nebazate sau neavând studii la bază și sunt foarte multe și din zona fake news-urilor. Și atunci mă gândesc că poate e și mai facilă pseudoștiința și parcă e și mai așa, ceva care te duce spre zona bârfelor, mai degrabă spre ceva care poate să îți transmită, iată, prin narațiune, prin felul în care un autor care scrie cărți, foarte multe cărți despre știință, poate să vină cu ceva nou. Nu e un limbaj sec, nu este un limbaj de lemn, nu este un limbaj neapărat foarte, foarte riguros, foarte științific, foarte academic, pe care multă lume, să spunem, s-ar plânge că nu-l înțelege. Ci este cumva, îmi place să spun, știința pe înțelesul și pe gustul tuturor. Da, Carl Sagan e maestru în această privință. În ceea ce îi privește pe răspânditorii de pseudoștiință... Răspândaci, da, cum era cuvântul acela dintr-o anumită perioadă. Da, răspândaci ăștia au un talent în a scrie. Eu îi urmăresc pe o bună parte. Pe mai mulți dintre ei îi urmăresc și e fantastic cum năzbâtile sunt atât de evidente, prostiile atât de gogonate, încât te întrebi cum de li se poate da crezare. Dar au stil, știu să formuleze lucrurile, oamenii iubesc oricum conspirațiile, vedeți, asta cu vaccinul ține de o conspirație Big Pharma, chiar și actuala pandemie Big Pharma, Bill Gates, care vrea să ne injecteze chipuri. Dom'le, e îngrozitor! Cum să-ți injecteze chipuri printr-un vaccin, printr-o injecție? Aici sunt mici bucățele de adevăr care sunt luate. Sunt chipuri implantabile, sunt unii care le preferă, dar sunt măricele, cum sunt chipurile care se pun la animalele de companie. Da, la câini. Da. E ceva de genul ăla care în principiu te-ar ajuta să plătești fără să mai ai cardul la tine, doar pui mâna sau apropii mâna de un dispozitiv de citire. Probabil că ca să fac o glumă, dacă ai o amnezie puternică și uiți cine ești, principiul ăla, poți să te duci acasă, îți apli și numele. Așa e, pe viitor s-ar putea ca asemenea chipuri să fie microchipuri, să fie folosite pentru a monitoriza anumiți parametri de sănătate. Au o aplicație utilă. Mă rog, dar plecând de la chestiile astea, inventează tot soiul de năzbâtii. Unor ajung la niște descrieri extrem de detaliate vis-a-vis de ce vor să facă ăștia cu un nou vaccin și chiar am găsit pe pagina de Facebook a unui cunoscut avocat, nu-i dau numele, un text de genul acesta. L-a preluat de la un alt domn, dar mă rog, despre asta se vorbea, cum vaccinarea e legată de controlul populației. Tipul acesta de abordare al subiectelor stârnește. Pentru că, nu știu, nu sunt psiholog, nu sunt sociolog, dar e darul de a stârni. Ne întoarce cumva într-o lume a poveștilor din vechime, în lumea lui Bow, în lumea zmeilor și așa mai departe. Știința, pe de altă parte, e un pic mai dificilă câtă vreme nu este pusă pe hârtie de către un om cum este Carl Sagan, de către un popularizator. Dădeam mai devreme exemplul cu pagina de Facebook a NASA, care nu are atâta like-uri ca, eu știu ce, pagină care promovează tot soiul de năzbâtii. Acolo este problema asta. Nu este, cum să spun, nu este o scriitură frumoasă.
Nu este o scriitură atrăgătoare. Evident, sunt anumite evenimente în viața agenției spațiale americane care stârnesc interes, stârnesc entuziasm, cum a fost lansarea roverului către Marte, Perseverance, acum câteva săptămâni. Probabil că debarcarea pe Marte ar va fi un eveniment care va atrage foarte multă lume, dar în rest, încă trebuie găsit o formulă prin care știința să fie promovată astfel încât nu numai să, eu știu, ai căpătat niște cunoștințe suplimentare, ai aflat, nu știu, ce diametru are cu tare stea, ai aflat la ce distanță e planeta Marte, da, sunt niște cifre, niște... Dar popularizarea științei, așa cum Sagan o face foarte bine în toate cărțile lui, trebuie să transmită și emoții. Emoția este prezentă în fiecare clipă. Uitați, anul trecut se aniversa un număr rotund de la tabelul lui Mendeleev, de la publicarea tabelului Mendeleev. Și am citit o sumedenie de cărți despre istoria chimiei, cum a apărut chimia, cum a ajuns Mendeleev să găsească acea periodicitate a elementelor chimice. Vă rog să mă credeți. Este o poveste de-a dreptul fascinantă atunci când iei toate cărțile și le pui la un loc. Dar n-am găsit pe cineva să scrie povestea tabelului Mendeleev. De la primii chimiști, primii oameni chimiști, a fost chimia, a apărut, mă rog, și atunci când faci, gătești mâncarea, tot niște operațiuni chimice faci acolo. Dar odată cu descoperirea primelor metale, cupru, staniu, atunci au început oamenii să înțeleagă niște lucruri. Dacă vezi cum filozofii priveau structura materiei, iarăși e o poveste fascinantă. Pe urmă, când îi citești pe alchimiști și vezi iarăși cum încercau să se apropie, alchimiștii nu sunt pseudoștiințifici, chiar încercau să folosească metodele științei pentru a obține ipotetica piatră filozofală, pentru a transmuta plumbul în aur. Aveau ei niște argumente filozofice, e drept, dar încercau practic, prin experimente încercau să obțină și piatra filozofală și transmutația aurului. Iar eșecurile experimentale ale alchimiștilor au dus la apariția chimiei. Și aici are și frumos de văzut cum un Lavoisier care măsura și cântărea totul a putut să înțeleagă anumite fenomene chimice, un Davy care la rândul său prin experimente a descoperit alte lucruri. Știința este o poveste care poate fi spusă și mie îmi pare foarte rău că nu e spusă. Eu încerc. Nu zic că chiar reușesc să o fac. Încerc. Ori de câte ori scriu, oricât de complicat ar fi subiectul, încerc să-l aduc în domeniul povestirii. Și vreau să subliniez un lucru. Sagan m-a învățat asta. Citindu-l pe Sagan, am văzut cum un fenomen oarecare, nu dau acum un exemplu concret, nu-mi vine în minte, un lucru oarecare din fizică sau din chimie sau din medicină poate fi povestit astfel încât să nu pară că se adresează specialistului, să se adreseze cititorului obișnuit. Cititorul obișnuit e de regulă. Nu are studii universitare. Are eventual studii liceale. Nu e specialist într-un anumit domeniu. Cititorul obișnuit trebuie să înțeleagă ce se întâmplă pe știință, să înțeleagă evoluția științei, pentru că, vedeți, tehnologiile care le folosim acum nu mai sunt niște tehnologii intuitive. Tehnologiile de acum se bazează foarte mult pe
rezultatele ultime ale științei, pe ultimele rezultate ale științei. Ori pentru a înțelege cum funcționează, cât de cât, nu o să mă apuc să repar laptopul, că nu mă pricep, dar să înțeleg cam cum funcționează, am nevoie să înțeleg știința. La nivelul acela de popularizare, toți avem nevoie de asta. Și pentru că ați pomenit în repetate rânduri de tineri, tinerii au nevoie, la tineri trebuie să ajungă poveștile științei, pentru că le poate stârni interesul. Interesul care se transformă în curiozitate și curiozitate care se transformă mai apoi într-o carieră în domeniul științei. Și că tot vorbeam de tineri, aș vrea cumva să menționez și faptul că în curând va avea loc Bucharest Science Festival, festivalul de știință. Iată un motiv în plus pentru tineri legat de acest festival și mai ales și de cărțile din colecția Știință, din colecția Matesis a editurii Herald. Aș încheia discuția noastră cu un, hai să-i spunem, mic citat despre această carte minunată, Cosmos, de Carl Sagan, una dintre cele mai bine vândute cărți dedicate științei din toate timpurile. Folosind cumva o proză clară, că tot vorbeam despre narațiune, despre poezie, Sagan ne dezvăluie o lume albastră asemănătoare unei pietre prețioase locuită de o formă de viață care abia începe să-și descopere propria identitate și să se aventureze în marele ocean al spațiului. O carte, așa cum spunea domnul Cristian Român, musai să existe în biblioteca oricărui cititor. A fost alături de noi Cristian Român, senior editor revista Știință și Tehnică. Am vorbit despre Cosmos de Carl Sagan în cadrul acestei campanii, cum ne ajută știința. Găsiți toate titlurile despre știință și despre filozofia științei, cărți din colecțiile Cogito, dar și din colecția Matesis pe site-ul editurii Herald. De asemenea, toate intervențiile, materialele cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult domnului Cristian Român. Sper să ne mai întâlnim și în alte discuții cu alte titluri din această frumoasă colecție, din colecția Matesis. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!